găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, o emisiune acolo, așa cum veți putea vedea, unde încercăm să îmbinăm limba și literatura română cu matematica. Mă explic imediat pe scurt. În literatura română există personajul colectiv, de exemplu cum e personajul colectiv din Răscoala, așa există în zilele de astăzi Teo, Vio și Costel. Asta este literatura. Și acum matematica încercăm să extragem, sau am reușit să extragem un personaj de acolo, care este invitatul nostru de astăzi și care va fi jurat la o emisiune ce debutează miercurea viitoare pe 16, nu-i spunem numele că îi spune el, aici la Antena 1, așa cum vă spuneam. Invitatul nostru de astăzi, domnul Viorel Dragu. Bravo, frumos. Cine vă mai spune, stimate domnule Viorel Dragu, în afară de la ANAF? Așa. Îți mai spune cineva domnul Dragu? Da, îmi zic oamenii, adică, na, cumva la glumă așa, oamenii mai mici din stand-up, îmi zic domnul Dragu. La mișto, cum ar veni. Am înțeles. Da, da, e chestia asta. Dar tu te întorci? Adică? Te strigă domnul Viorel sau domnul... Da, mai te întorci, da, 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 mă mai întorc și la, deci nu, nu, și la, și la oamenii de rând. La comedianții de rând. Da. Pe care îi salut. Să trăiți. Noi întotdeauna întrebăm așa pe cel care vine aici, cum a început totul? Deci la tine te-ai născut? Da. Și după din aia, ce mi-aduc aminte? Exact. M-am născut. Scut. Da, a fost cu povești frumos, cu cordon umbilical jurul gâtului. Serios? Da. Că se și vede că n-ai crescut mult. Da, 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 exact. Și, păi, long story short, să zic așa, la Buzău. Perioadă foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult Buzău. Copilărie... Da, copilărie la Buzău, da, da, da. Da, frumoasă? Da, foarte frumos. Și, și la țară, am stat pe la Padina și pe la Băden, da, da, foarte frumos, da, da. Padina de nu Buzău, de, nu Padina aia mișto, da. Padina aia din Bărăgan. Spate de bloc, cu bătători, da, de covoare, da, da, cu astea? Da, da, exact, spate de bloc. Pe acolo am trăit cu băieții și cu bere și așa, și caterinca aia de bloc. Deci iată cele două elemente, băieții și bere. Băieții și bere, extraordinar. Nu, nu înțeleg cum puteam să stăm doar între noi atât de multe ore, fără să ne plictisim sau să ajung așa discuția. Discuția, ce să mai vorbim, în continuu, da, se vorbea și deodată se făcea seară. Da, se făcea, da, seară și noapte și parcă nu ne venea părinții să plecă. Exact, hai, da, 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 hai, da. Aoleu, ai că m-a chemat. Da, da. Și erai fazanul echipei, că te chema primul. Știți, era rușine a, să pleci. Da. Mă, cu cea Cătăline, m-am făcut de râi. Ia vezi, mă, că te cheamă, da, acasă. Da, 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 erai... ce moment, da, da, da. Dar acum peste, la toate emisiunile spune, nu mai există spatele blocului, că, da, e parcare, nu mai există bătătorul de covoare, toată lumea are mochetă, da, 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 și aspiratorul, da, din ăsta șmecher, da, și noi o dăm în bășcălie, dar s-a cam dus. Scris și socialist. Mai, da, adică îi mai văd așa prin cartier pe unde sunt eu băieții mai stau, că mă gândesc că mai toată lumea, na, fiind, da, online, stau mai degrabă pe grupuri decât să stea live, dar îi mai văd așa live. Și școala e închisă, curtea școlii, da, că acolo ne, da, duceam, da, cu sportul. Da, cu sportul, da, a fost bine, am jucat basket foarte mult timp. Deci de aia, da. Adică te-ai dus ca să te înalți, cum zic bătrânii, nu, sau erai înalt, nu, și de aia te-ai dus? Nu, 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 nu eram înalt. Dar nu știu, mică, dacă... la basket, da, poate se mai înalți. Nu, 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 nu am fost dată, era pur și simplu să juca, am început între a șasea și nu prea să juca basket acolo la noi și da, erau niște coși, am început să dau și se pare că am fost nativ. Da. Nu, a fost chiar, da, chiar acceptabil spre bun la basket, da. Și? Unde s-a... Păi nu, că nu eram chestia mea. Eu sunt foarte lent. Sunt înalt, dar sunt lent. E cel mai ardelean dintre, da, moldoveni, da, da, știi? Da, da. Sau chiar invers, spunea, sau... Da? Jucam pe la liceu la HDU și spunea un prieten, bă, dacă ai face mișcările astea puțin mai repede, ai fi foarte bun. Că și de ce nu le făceai? Că nu, dar nu, nu cred că aveam în mine chestia asta de să fiu sportiv profesionist și nu cred că... Profesionist, da. Măcar mai bun. Dar să știi că am fost bun. Dar erai cu din bun. Alea fier să te trezești noaptea, să te uiți la NBA sau cu... Normal. Deci Jordan, eram, cu, da, Chicago, da, da, cu... Da, nu, 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 eu nu eram cu Jordan. Nu? Nu. Ești, nu, primul din istorie. Da, da, da. Tocmai chestia asta, de asta și nici nu țineam cu Steaua, că voiam eu să fiu mai... Credeam eu că sunt mai cu moți. Toată clasa mea ținea cu Steaua și eram eu cu un prieten care țineam cu Dinamo. Așa, doar că fără niciun motiv. Deci Dinamo și a rămas, da, 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 și a rămas cu Dinamo. Și apoi s-a reactivat chestia cu Dinamo când am fost la un meci în facultate. Aș vrea să zic că am făcut un an de facultate, dar aveam, jur. Lăsăm așa, așa, da? Foarte prost. În anul acela a fost? Dar unde-i fost? La Spiru, la marketing și comerț exterior. De ce spui cu așa cu... Pentru că eram praf, săracul taică-mi vrea și el să aibă un băiat mai deștept, fiind foarte prost în școală,
Sormea foarte deșteaptă și a fost pe la debate, a fost la competiții și pe afară, școlită, foarte deșteaptă. Și eu cu bală în gură, fost corijent între a 10-a. Stai că mi-a tot spera să, spera să scoată ceva din mine. Și am dat la facultate prima dată la litere, la comunicare și relații, pentru că a dat sormea acolo. Zic, hai să mă duc și eu, ea mai mare cu 2 ani. E mișto, am am picat normal. Cu brio. Da, da, da. Și apoi am dat, nu știu, la Spiru, la market, că taică-mi vrea să facă mare om de afaceri din mine. Market și comitextură, am avut toate distanțele posibile și am zis lui taică-mi, eu nu mai fac școală, vreau să mă duc pe vas, să fiu ospătar. Jur. Da? Da. Deci, stimate domnule Viorel, care era visul dumneavoastră? Asta era visul meu, da. Și vreau, trebuia să plec atunci cu un vecin de la bloc, Alex, Calu. Salut, Calule. Da, care ulterior s-a dus și noi trebuia să plecăm împreună. Eu n-am mai plecat până la urmă, nu știu ce n-am mai plecat, dar taică-mi ăsta, nu lasă, mai faci școală acolo. Deci tu chiar voiai să te duci să fii ospătar pe vas? Da, bineînțeles. Oricum, acum, uitându-mă în spate, cred că dacă e să îmi pare rău de ceva, e că n-am lucrat ca ospătar niciodată. Sau ca barman, ceva pe bune, în zona aia. Da, pe bune. Mi se pare o chestie de făcut când ești, nu știu, ai 19-20 de ani sau în zona aia, să lucrezi ca ospătar sau ca... Mi se pare foarte mișto de viață. Dar ce, e cu limită de vârstă? Adică de ce nu încerci acum? Acum da, nu mai... exact. De ce? Da. Mi se pare mișto așa și relația cu oamenii și vezi o tipologie mai largă de oameni. Mi se pare mișto așa. Bun, să și deci în timpul acelui an... greu, foarte așa, greu, așa, infinit, așa, da. Te-ai dus și la un meci așa, da, și s-a reactivat. Meci, vai de meci, am stat și în galerie și a fost cel mai frumos lucru din lume. A fost un meci cu Steaua, chiar a fost, era derby, deci te-ai dus și a câștigat, a câștigat Dinamo cu 1-0 și am plecat de acolo răgușit și îndrăgostit. Am zis, chestia asta este senzațională. Deci s-a plăcut la nebunie, extraordinar, da? De mult și țipați, urlați. Dar nu ți-a fost teamă că... Totuși, la un Steaua Dinamo și... Nu, adică presupun că m-a ajutat băiatul ăsta foarte mult, pentru că era foarte, foarte dinamovist și ne-am înțeles foarte bine. Era și cu hip-hop-ul și eu cu hip-hop-ul și dinamovist. Și cumva, stând cu el și vorbind, mi-a zis, bă, e ok, dacă vii cu mine, stăm acolo și... Da, da. Și scapi. Da, și a fost... Și îmi pare rău că n-am mai mers. Și nu, cred că a fost singura dată când am mers și în galerie. Da? Da, a fost super. Dar basket, după partea asta, l-ai abandonat de tot când s-a terminat liceul? Da, oarecum, am mai jucat puțin, mai jucam pe la Buzău. A fost mare trecerea când am venit de la Buzău și am început să joc în București, unde erau băieți. Da, și unde se începuse să se joace, da? Da, o mare diferență. Pentru că noi, cumva, cunoscându-ne și jucam așa, era mai friendly fire, cum se zice. Și aici, mai... și aici când au venit golanii și bom și slam peste mine, băi, și prost, voi chiar jucați, țineți scor? Păi ce m-am început? Da. Exact. Și apoi, da, ulterior m-am prietenit cu niște băieți la basket. Sunt foarte cool basketbaliștii, au un swag așa. Și altceva față de fotbal și de... Da, nu știu dacă neapărat altceva, dar e o lume mai... Da, și mă uitam noaptea la NBA. Deci n-ai fost cu Jordan și cu Chicago, Chicagonito de acasă, știi? Da, Chicagonito de acasă. Nu eram pentru că cumva l-am simțit eu pe Jordan de atunci cam dictator. De atunci am zis, să vedeți că omul ăsta este un dictator. E bun, dar e dictator. Și apoi când a fost ăsta, cum s-a numit, reportajul, Last Dance, da. Și le mai ziceam, v-am zis că mi l-a bătut pe Steve Kerr, că era super băiat și l-a bătut. Și a zis, ia vezi mă, poți să... Dar țineai și cu altcineva sau doar urai? Nu, țineam. Atunci eram mare fan Penny Hardaway, că era echipa, cea foarte mult Orlando Magic. Și era Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Dennis Scott, Horace Grant, în fine, dacă nu mai stau să-i zic. Da. Și îmi plăcea mult echipa aia și Penny Hardaway era foarte bun. Și dacă i-au bătut pe Chicago Bulls în 94, când s-a întors Jordan, și în următorul an i-au distrus Chicago. Și în fine, aș putea să vorbesc mult despre, dar nu cred că îi pasă nimănui. De ce? Nu, că acum s-a întors lumea la... Bine, acum ai bășcălie, că te lasă la sarugi, că poți să dai 10 de câte 3, că nu te mai aperi, că s-a transformat în... A stricat mult baschetul clasic, pe care le știam. Cel puțin înainte de pandemie, un meci dura 4 ore, 4 ore și jumătate, că i-am să bage mașinuțe pe mașinile astea, să le vândă, să reclamă, trăgeau cu cornete în tribună, adică te uite, dai drumul acum și mai ne auzeam la 2 și încă jucau. Da, și încă știu mult tare, da.
așa sunt americani. Dar e ciudat că teoretic durează 48 de minute meciul. Corect. Și te uiți vreo 3-4 ore, e foarte... Dar parcă nu puteam să plec, știi, că apăra taurul ăla, mai făcea două tombe, arunca niște tricouri în tribună, un interviu cu un bătrân care și-a adus aminte că l-a prins pe Jordan la clasa 6-a și... Ei știu să facă treaba asta. Și fac show. Da. Acum mă uitam la, s-ar putea să spun prostii, că noi cu fotbalul ăsta american, la Cincinnati Bengals. Ăștia s-au, după 33 de ani, primul lor Super Bowl, prima dată în final. Ok, nu știu. Bun. Oricum noi nu prea înțelege nimic din sportul ăla. Da, e ciudat. Și ei cum au, adică ce înseamnă 3 minute și jumătate, noi mergem în finală și credeam că e cu jucătorii. Nu. E un clip făcut numai de fani, pentru fani. Okay. Li s-au pus niște camere de luat vedere, niște GoPro, niște ceva, înainte de semifinala sau ce joacă ei, play-off-ul, ca să ajungă în finală, și bucuria lor în momentul în care ăla dă decisiva și ei se califică după 33 de ani. Și se face așa un pic pielicica, știi? Atât, fără nu e vorba de jucători. Și când tu spui, noi mergem în finală, we are going to Super Bowl sau ceva, zice, ia mă să vedem. Nu, nimic. Ăla grăsuțul, ăla slabul, copilul, trei măicuțe. Trei măicuțe. Doi polițiști, doi la pompieri, cum se văd mașinile, adică altceva. Da, e și nu știu, adică mi se pare aiurea că în România, bun, iar zicem același lucru, da, că nu e foarte mișto să ții cu o echipă, da, să fie echipa ta, mai ales în oraș și așa, să te lupți să ai echipamentul, să ai șapcă, bască, fular. Da, să fie. Ne-a povestit cineva, uite, aici la masă era, a zis că s-a dus la meci la VfB Stuttgart și era iulie. Și ăia toți erau cu fulare și a zis, mă, ăstora le e frig sau ce fă tine, bă, cu fulare, nu știa, știi că... A zis, mă, dar de ce oamenii ăștia sunt cu fulare toți, așa le răcoarele, erau 40 de grade afară, știi? Nu, pentru că oamenii mergeau la... Dar cred că e nevoie de asta, având în vedere că e această agresiune, să zic așa, în oameni, că e nativă, să zic. Și faptul când se, nu știu, o formă de război, pe la urmă, faptul că se înfruntă două echipe, mai dai afară din chestia aia. Nu-i frumos, nu e chestie bați, nu am ferește. Te duci mai liniștit acasă. Da, mai liniștit acasă, da. Bun, deci după aia ai zis că ai luat contact cu aerul rece al Bucureștiului la basket. Da, și au venit băieții jucând ca lumea. Dar acum te mai uiți la sport, mai ai timp? Adică te... Mă uit, asta e aiurea, pentru că pe vremuri aveam doar un meci pe săptămână și mă trezeam la 3 și mă uitam până la 7:30 dimineața și acum am toate meciurile pe telefon oricând vreau, pentru că am NBA League Pass. Corect. Și nu mă uit. Mă uit deci ești așa bolnav? Da. Dar mă uit la tot play-off-ul. În timpul sezonului mă uit mai rar la cât un meci sau la rezumate, dar la play-off mă uit. Mi-au League Pass-ul. Deci te-ai dus departe, nu așa că ne uităm la un slam și... Nu. Da. Și știu. E frumos. Mi-a rămas așa. Și acum cu cine combați? Mi-e foarte simpatic Giannis Antetokounmpo. Da. Într-adevăr, e foarte greu că, ca orice om, ai tendința să ții cu un underdog, cu cineva mai mic care e bun. Și când vine acest monstru, efectiv, de care așa îi spun, the freak, the Greek freak, dar în același timp e foarte băiat. Cu o poveste de viață. Și cu o poveste de viață. Incredibil, incredibil. Adică e un... Și dacă nu vindea, nu mâncam în seara. Da. Adică... Da, este foarte tare. Și s-a văzut că e și, știu că e expresia, dar chiar a fost băiat. Cum a venit la Milwaukee, a rămas acolo, au făcut și au crescut. Și au o echipă frumoasă. Nu-l suport pe James Harden. Și ce au făcut acolo pleacă și cu Kevin. Am văzut că e scandal și cu Lakers e complicat cu Westbrook. În fine. Dar tu din ce acum întreb la modul serios, din ce că ești un pic de specialist sau un pic de urmăritor? Urmăritor. S-a transformat așa cum terminați, mă, cu ăsta că nimeni nu se mai apără de aia, dau băia de câte de trei, adică chiar așa e o diferență între... Nu vorbim de meciurile alea de acum 30 de ani când se lăsa cu sânge și cu omor. Da, efectiv se omorau, da. Ăla e altceva. Da. Cu Bostonul, cu Detroitul. Da, e greu, nu știu, mie îmi plăcea mai mult pe vremuri că era jocul mai... Acum, nu știu, dacă ai atât de forța asta incredibil de forța, capacitatea, posibilitatea de a da de trei, și nu prea ai ce să faci, pentru că foarte repede poți să îl lași pe unul liber la 3, ăla se antrenează numai asta face în mașină și strică jocul. Tu nu poți să faci o schemă mișto și pătrundere și dai dat un slam. Și vine ăla cu 3 bucăți. 3 și deja când se trage linie, n-ai ce să mai faci. Tot el și... în față. Da. Și mai au și reguli astea în căciulă, nu mai ai voie să mai atingi pe nimeni, au deschis foarte mult. Da, s-au schimbat. Da. Rămâne în continuare un spectacol, frumos, pentru că așa a fost creat. Da. Așa a fost creat. Și noi suntem cu cării mai așa, trebuie să văd că te lasă să dai.
Dar Curry este, e bun, e ceva deosebit. Deci Curry... E ca tipica jucător de basket, adică n-are 2-0-7, n-are așa mușchi. Dar e foarte rapid și cel mai bun shooter din istorie. Da. Cred că, sper că n-am plictisit oamenii cu... Nu, băi, bun. Așa. Și am venit în București, basketul. Da. Cum a început cu nebunia asta? Cu stand-up. Asta... Noi nu știam să scriem stand-up în... Da. 90 și cât era? 90 și... mai înainte de 99 un pic, sau 99? Nu, în 2004. Stai așa, ce... Nu, zic, unde ai început tu cu stand-up-ul? Când ai început? Am început în 2004. 2004? Da. Văzusem, adică tot ce văzusem la stand-up, văzusem, nu știu, a apărut cumva prin anii, nu știu, în 2001, a apărut că eram încă la Buzău. Era o casetă video la centrul de închiriere casete video, se numea Regii Comediei și erau poze, erau patru băieți în costum, patru negri și era, da, așa, noi spunem glume. Și zic, ok, și am luat caseta aia și tot mă așteptam să înceapă ceva, că venea cât un om pe scenă, spunea glume și apoi pleca. Și până acest, da, și după aceea aia a fost, deci chiar mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte, foarte bun. Bernie Mac, D.L. Hughley, în fine. Dar noi nu. La noi nu, încă nu ce se mănâncă. Da, nu încă. Și apoi 2004, chiar eram la basket cu un prieten, eu ce aveam un vis să scriu un serial de comedie, ceva de genul. Și mi-a zis un prieten la basket, Michi Frunzescu, mi-a zis, vezi că sunt niște băieți care fac stand-up, sau nu era stand-up, niște glume pe la Cafe Deco și poți să vorbești cu ei dacă vrei să te ajute cu scrisul. Eu zic, ok. Și mi-a dat, chiar mi-a dat numărul lui Bobo, Bobonete, da. Și m-am dus acolo și am mers noi la stand-up în weekendul ăla. Deci da. Care-i treaba? Oribil. Și normal, cu sinceritate. Da, eu pot mai bine de atât. Eu nu făcuse niciodată, dar eu pot mai bine de atât. Erai sigur că poți mai bine, 100%, da? 100%, da. Și apoi, l-a sunat pe Bobo și am urcat weekendul următor și cam asta a fost. Foarte tare. Da, asta. Erau niște vremuri. Efectiv, cum a fost privatizarea în anii 90, da. Așa a fost în 2004 la stand-up, efectiv. Dar tu fusesești cu Divertis, cu Vacanța Mare, cu ceva înainte? Eram obsedat cu Vacanța Mare și nu suportam Divertis. Deci era exact, da. Da, adică... Cam așa era, cei care mergeau la Divertis, du-te bă de aici cu Vacanța Mare. Da, știu. Era, și asta mi se părea, era cumva să uitau un jos la noi, la oameni care erau cu Vacanța Mare. Nu neapărat că în jos, noi eram nebun cu Vacanța Mare, îmi plăcea foarte mult. Și când mai erau, mă lăsau voci, mă, că Divertis e pentru... Mă lași. Era la așa. Ce era? Era un stand-up? Nu era. Ce era? Era o... Vacanța Mare? Și Divertis, că și improvizau, adică ei plecau de la un schelet, ca și voi, de la o structură, de la... Da. Dar că tot avea... timpul Tony Grecu cădea sub masă când începea să le să acum, vorbească. Acum nu vreau să fiu neapărat hater. Erau foarte bune, adică aveau niște momente, niște sketch-uri foarte bune și cu Dora Todiresei, foarte bun și Pascu. Părcălabu și cu Mereuță, Cătălin și foarte cu bun. Petcu. Însă, nu știu, pentru că aveam eu vârsta aia, normal că îmi plăcea Vacanța Mare. Uite o fată la fereastră îmi suie, iar Adelina vine să-i dau pâine. La răscruce de vânturi, din câte? Din patru. Da, deci fiecare m-a nimerit, ca la Divertis se duceai la costum, la cravată, aveau doar un spectacol la sala Palatului de Crăciun și mai făceau două, trei la Teatrul de Vară Neptun, atât îi prindeai. Nu exista cu turneu. Și asta mi s-a părut mereu, dacă mai degrabă mă identific cu working class. Mi se părea că Vacanța Mare era talpa pentru... Țării, exact, cu talpa. Dacă țării. Eu mereu m-am văzut ca talpă, am zis, bă, Vacanța Mare e pentru mine. Mai ții minte că debutul? Cum e la sportiv, De la stand-up? Da. Absolut, bineînțeles. Ai urcat? Am urcat. Deci atunci, asta zic că era incredibil ce puteai să faci. Pentru că acum, dacă vrei să te apuci de stand-up, este horror. Pentru că trebuie să te duci întâi la nu știu câte open mic-uri, să fii bun acolo, apoi poate prinzi o deschidere în weekend. Adică e un proces destul de anevoios. Da. Atunci, oricine putea să se urce, era momentul publicului la jumătatea spectacolului. Nu era început, deci era publicul încălzit. Și aveai 5 minute și oricine vrea să putea să urce. Și atunci am fost și erau, la momentul public, eram eu și încă un băiat. Și a prima dată a fost incredibil de bine. Da? Incredibil. Deci n-au tremurat bețele cum zic la fotbal? A trebuit să beau ca să pot să am curaj. Iată momentul de sinceritate. Și era nașpa că știam că trebuie să urc, nu mai venea berea și zic, dacă mai adăug 20, Eu nu urc așa. Și a fost bine. După aia a început să fie. Mai ții minte ce ai spus? Adică despre ce a fost? Da. Aveam o observație că, nu știu, era la o mormântare, cineva făcea poze.
Și era așa, ceva făcea poze și altceva filma la mormântare și atunci erau casete și mă întrebam ce faci cu caseta aia după, o pui în raft, după aia, după, la ce să mă uit eu astăzi, adică gladiatorul, da. Mormântare, te uit la mormântare. Ce aleg, Benny Hinn, dar știi că asta e, bine, oarecum adevărată, chiar adevărată, cei de la Adevărul Ziar Quality au făcut prima cronică de mormântare de la Iurie Dari. Intră acum pe poartă, Dricu, cu așa cu tare. Da. Și la un moment dat era celebru personaj Fane Jegnea, Fane care făcea fotografii. Și Fane Jegnea, dar era în cronică băgat. Și Fane Jegnea se urcă pe o cruce de alături pentru a putea surprinde mai bine oamenii care erau adunați în jurul gropii lui Iurie Dari. Un tip spiritual îi spune, Fane, ai grijă să nu pici după Iura, pentru că groapa era deja deschisă. Știi? Deci... Exact, capite? Ăla ca să prindă așa, s-o fi suit pe... Doamne, iartă-mă că nu e bine ce face, s-a suit pe... Fane, să nu piși după Iura! Știi că era groapa, deci există și... Da. Da. Dar bună ideea asta, deci ce faci cu... Corect, ce faci cu pozele? Caseta, da. Că nu e ca la și nuntă. Și cu poze, da. Și spus că să mă dau două albume. Exact, da, și-s pozele alea. Da. Și a fost bine. Te-a luat cineva. Vezi că asta voastră cu stand-up e ca și cu sportul. Deci ai găsit o echipă, un teren, da. Te-a luat cineva sub aripă, adică cum era pe vremea aia? Băi, băiatule, vino mă să... Erau greuceni? Păi era erau toți pământ. Adică și a fost, și erau a fost destul un de, bun, nu? Da, erau destul de normal la cap, încă să nu plece nimeni cu ideea că eu sunt mai bun și eu te învăț pe tine. Cumva am crescut împreună, ăsta a fost avantajul, că na, mai învățam unul de la altul, uite, asta e ok, asta nu e ok. Mulți erați? Câți? Adică... Atunci eram 7, eu am venit exact când știu că a plecat atunci Strunilă. Da. Și erau povești cu Strunilă, că era extraordinar. Pe bune. Da, că era la... și avea și improvizat foarte mult. Deci eu nu l-am prins. Când a venit el pleca. Exact ca Marii Fotbaci. Exact, vestiar, el nu mai era. Era legenda. Bă, stai pe scaunul lui Strunilă, bă, te exact. Schimbi. Da. Îi simți parfumul, exact, mai miroase parfumul. Strunilă. Îi ziceam Goga atunci. Și da, la Octavian, în fine, nu mai. Da. Și era, deci era Bobo, Costel, Teo, mai era Cristian Dumitru, Bordea, era și... Mai era cineva. Lasă-mi frumos. Da, și era, da, a fost foarte, foarte mișto. Și știi, asta e mișto, că acum îi văd pe băieții care vin noi, sau fete care vin noi, și îmi dau seama că e presiune, adică să vii la un show. Mai bun decât ăia, s-au zis toate poantele din lume. Exact, da, s-au și făcut multe glume și văd ce așa mai că poți veni? Sunt timorat și parcă vine să iau în brațe, văd, te înțeleg, te înțeleg. Deci nu ești ăla care ar trebui să iei sub aripă acum, cinstit? Da, greucenii, să nu ne ascundă. Da, dacă am, adică mai fac chestia asta, dacă sunt, pentru că știu că na, îi ajută, dacă văd pe cineva și îmi place așa, le mai dau câte un mesaj, mi-a plăcut gluma aia. Sau pe foarte... bune? Da, și ajută enorm da, pe ei da, treaba asta. Da, îmi contează, da. Și cred că simt bine. Și na, de asta o fac. Dar vine bine. Ceva din urmă? Da, acum nu ne da. Deci da, chiar vine. Da, vine. Nu, chiar nu sunt bun. Nu s-a terminat. Deci am câteodată momente în când mă uit, fai de mine, bă, tu stai mai bun decât serios? Mine. Da, sunt băieți foarte buni. Și fete. Trebuie și fete. Da, voi faceți antrenamente? Nu. Nu există așa ceva. Nu. Adică nu te pregătești pentru treaba asta? Nu, pentru... adică acum depinde cum lucrează fiecare. De exemplu, Costel scrie pe agendă. Le scrie cuvânt cuvânt și apoi le mai improvizează pe scenă. Teo nu scrie, le face, le are tot așa în cap. Eu fac acasă cu... mă înregistrez audio și fac un gen microfon și spun acolo prin casă și încerc să, ca și cum aș fi pe scenă și mă înregistrez. Apoi zic din nou și așa până... Și normal, cel mai bine îți dai seama pe scenă. Ăsta e marele avantaj. Dar și la voi e ca la Diverti sau cum era și la Vacanța Mare, probabil plecați de la ceva și după aia începe absolut. Nebunia. Absolut, și... doar așa se poate. Deci așa se explică, că lumea spunea, domne, ăsta e forțat râsul lui Tony Greco, dar nu era, că aici, bă, ei nu au repetat înainte, de ce râde la să moară acolo? Nu. Ei râdeau pentru că aveau poanta... Era, da, și acum, adică... Grosomodo, așa, adică... E ciudat să zic eu din perspectivă. Cred că ei dacă rămâneau și dacă făceau show-uri live cu public, adică cumva, acum să mă ierte toată lumea, faptul că au trecut la TV și n-au mai avut contact direct cu publicul, și când zic, nu mă refer la rating sau așa, contact, adică la modul, pentru că nimeni nu știe ce e amuzant. Indiferent, de-aia în America...
înainte să fie un show la un late night, se testează glumele alea pe două tipuri de public. Și sunt oameni reali, adică nu sunt plătiți să râdă sau așa. Și de-aia testezi glumele și apoi vezi ce merge și păstrezi. Deci le testează și aia spun, domnule, da, pentru că din ce am înțeles, da, Vacanța Mare așa făcea, când plecau într-un turneu, aveau structura, dar cât de cât, că nu știau exact. Și apoi începeau, poate în orașe mai mici, show-uri mai mici, și așa își dau seama, uite, asta merge, nu merge, și apoi ajunge.